eu îți mulțumesc pentru curajul pe care l-ai avut și ai venit astăzi în platoul nostru. Chiar dacă emoțiile trezite de fapta ta sunt foarte contradictorii, să recunosc, asta este. În primul rând vreau să te întreb dacă poți să ne spui ce vârstă ai. 24. Și la acești 24 de ani ai tăi, ești deja mămică a 3 copii. Da. Ce vârste au? Băiețelul are 5, fetița 1 an jumate și 5 săptămâni. Apropo de cel de-al treilea copil al tău, aici se află oamenii care practic i-au salvat viața fiului tău. Știu. Nu știu, poate vrei ceva să le zici. Sigur, aș vrea foarte mult să le mulțumesc, fiindcă clipul cu Victor o priveam în fiecare zi din momentul când a apărut. Și mă gândeam doar la aceea că tinerii din ziua de azi nu atrag atenția la mărunțușurile acestea. Adică copilul e copil, până ce plânge. Dar el totuși a rămas să aibă grijă. Indiferent, nu știa situația. Victor, îți imaginai vreodată că vei da ochii cu mama acestui bebeluș pe care l-ai salvat? Sincer, nu. Nu mă imaginam, dar mă bucur chiar să văd. Poate vrei tu ceva să-i zici. Cum ați putut să lăsați acest bebeluș care l-ați purtat în burtă 9 luni? Asta mai tare m-a... Nu v-a fost milă de el sau... Milă e simplu spus. În momentul când l-am lăsat, mi-am smuls sufletul. Asta e tot. Din momentul acela nu mai trăit. Și până în momentul când am luat decizia să merg la psiholog, aveam în cap doar o idee. Doar vroiam cuiva să-i povestesc întreaga istorie, ca să cunoască motivele din care l-am lăsat. Și după aia eu nu mai am să fiu. Nu era deloc ușor să mergi pe stradă și să arate și să spună, uite, e monstru. Nu sunt monstru, mi-am crescut 2 copii. Și eram gata să crești pe al treilea. Motivul nu erau finanțele. Motivul era gura lumii. De aia și eu am decis, pentru că după discuția cu psihologul, nu m-am așteptat, dar fetele de la Vorbește Moldova au făcut mult mai mult. Ele mi-au dat a doua viață. Să nu fost ele, eu nu mai aveam să fiu aici. Și nu mai aveam să lupt. Felul că toți îmi comentează că nu e o mamă bună sau e teatru ieftin. Nu e teatru ieftin. Asta e și problema. Dar tu ai stat și ai urmărit toate aceste zile în timp ce știai că te caută practic o țară întreagă. Tu ai stat și ai urmărit, nu? Fiecare știre. Din momentul... Comentariile la știri. Prima știre care a apărut pe seara 23 spre 24, din momentul acela, 2 zile deja după discuția cu psihologul și până astăzi nu am avut acces la internet, nu am văzut nimic. Astăzi am urmărit câteva comentarii. Oricum am avut o perioadă ca să-mi revin. Dar atunci când erai cap de afiș, practic, tu și copilul tău, nu ți-au trezit aceste știri dorința, uite, de a merge imediat, de a declara că ești mama lui și a schimba niște lucruri? Dorința a fost în primele minute când l-am lăsat în cămin. Dar conștientizai că tu ești, așa cu, uite, cum spune titlul acestei emisiuni, ești cea mai căutată mamă din țară. Știu. Și ce sentimente îți trezea acest fapt? Nu aveam sentimente. Nu aveam emoții, nu aveam suflet. Ai emoții? Nu eram vie. Asta e. Eu știam că cât de mult nu aș dori să recunosc, să-l iau înapoi. Eu nu pot. Protejam pe alții. Care a fost acel argument sau acea motivație care te-a făcut până la urmă, te-a convins în final să mergi la poliție? După ore întregi cât ai refuzat să recunoști. La moment, adică eu eram prin oraș când mi-au spus că circulă pozele pe internet, eu vroiam doar să ajung la fată și să mă asigur că ea e bine. Asta e tot. La fata ta? Fetița, da, fetița. Care unde se afla în acel moment? În momentul era pe mâna de deci. Eu știam că în cazul acesta, adică dacă eu nu ajung la fetiță, ca să pot să o dau părinților, ea o să ajungă la tatăl ei și eu asta nu vroiam. Pentru că era unica persoană care în momentul acela putea să ducă să o iei altcineva, adică nu avea drept oricum. Și eu m-am asigurat doar ca să ajungă pe mâna la persoana aceea, asta e tot. De-aia și am mers la sector, împreună cu fetița. Am dat acordul la probe, am dus fetița
în locul, adică la persoana în care eu aveam încredere, unde se află și până acum fetița. De ce nu vroiai ca fetița ta să ajungă la tatăl ei? Nu e un loc sigur pentru el. Nu este un loc sigur sau nu este un om sigur pentru el? Nici loc, nici om. Tatăl ei nu este tatăl biologic. Este persoana care exact, adică fetița a fost aceeași situație. Nu a fost dorită de nimeni în afară de mine. Doar că cu fetița eu am luat hotărârea conștient și am spus că eu o păstrez, indiferent cine ar fi. Eu știam de asta. Și cu băiețelul tău? Băiețelul meu eu am aflat, era târziu, pur și simplu. Asta e. Și oricum eu l-am păstrat. Deci, Dim, te rog, dacă aflai mai devreme de sarcină... Posibil. Posibil. Recurgeai la avort? Posibil. Ce te gândești să faci în continuare? Acum, uite, cât deja se știe cine ești, tu știi unde este copilul tău. Acum eu o să lupt, fiindcă am făcut o greșeală. Dar totuși, greșeala asta s-a întâmplat... Deci, ca să înțeleg foarte clar, tu vrei să-ți iei copilul înapoi? Da, eu vreau să-mi îl iau înapoi. În ziua aceea, de la ora 11 până la ora 3, eu nu mă puteam hotărâ. Adică, eu stăteam în pat lângă el, l-am hrănit și pur și simplu dormeam. Am dormit câteva ore lângă el, strâns la piept. Eu de la ora 11 până la orele 4, adică 3, eu când am ieșit din casă, până la ultimul moment, până nu m-a strâns deja timpul, nu mă puteam hotărâ să ies cu el din casă. Dar zi-mi, te rog, când ai luat această decizie? În aceeași zi. Te-ai trezit de dimineață și ai zis, eu trebuie să-mi duc undeva? Eu știam că trebuie să fac. Eu nu vroiam, eu știam. Deci decizia cumva cocea în tine din momentul nașterii acestui copilaș? Din momentul când am aflat că sunt însărcinată. Chiar de atunci? Eu știam că eu îl vreau, eu pot. Nu contează cine, adică eu nu aveam să apelez la tatăl copilului, pentru că e indiferent. E persoană care știa face copii, dar nu știe să crească. Sunt vorbele lui. Voi nu sunteți căsătoriți cu acest bărbat? Nu. Și nici fetița. Și erai foarte conștientă că el nu va fi alături de voi și de copii. L-a văzut de două ori. Deci după asta nu mai știe nimic. Deci cei doi copii sunt, au același tată? Da. Tu i-ai dat un nume atunci când s-a născut? Nu. Tu l-ai numit? Nu. Deci o lună de zile acest copil a trăit lângă tine? Nu a avut nume. Când m-au întrebat de numele copilului, la moment, adică dacă cumva o să mă hotărăsc, am spus că cred că în momentul când o să merg acum să-l văd, numele o să vină de la sine. Dar numele a venit ei. El o să fie Dorin Alexandru. Astăzi în platoul nostru avem pe Mihaela Ciobanu, acum 4 ani. Mihaela a auzit plânsetul unui bebeluș dintr-un tomberon cu gunoi. În arhivele televiziunii noastre, Prime TV, noi am găsit subiectul despre acel caz. Haideți să-l revedem. În jurul orei 17, un om al străzii a găsit bebelușul într-un tomberon de pe strada Paris. Și am auzit un miumânat. Am crezut că e o mâță. Și când deschid cu ăsta culiocul, era el cu fața în jos, era. Și spenea rușa numai astea. Și când m-au după ureche, avea o rană. De el încă se mișca. Stăteam aici la o zi din naștere, a venit și ne-a spus că este un copil în tomberon. Ne-am dus la tomberon, eu prima m-am vrut chiar în tomberon, am scos copilul, eu alăptez, am copil și eu, l-am scos, l-am alăptat, deodată l-am pus la sân să-l alăptez. Nu, că el de putere sărmană nici nu vrea să mănânce. Nou-născutul a fost transportat la spital și se află sub supravegherea medicilor. Mama susține că în perioada sarcinei nu a consultat niciun medic. Mai mult, ea nu le-ar fi spus că este gravidă nici părinților săi și nici tatălui copilului. În ce condiție a fost copilul? Acasă. Unde acasă? Aici, da. Acasă. Cine v-a ajutat? Singur. Că e mort. Dacă e tare. Vă pare rău cine știți? Fiind mamă, deja mi-am dat seama, avea undeva o oră, o oră și... Aoleu, deci de era naștere. Și mult mai mic decât da, nici cordonul Dorin Alexandru. Era tăiat, era încă de sânge, așa născut, cum l-a născut, așa l-a pus în niște hăinuțe și într-o sacoșă și în tomberon. Domnul deja a venit și ne-a anunțat pe noi. Eu m-am băgat chiar în tomberon și l-am scos, fiindcă erau câteva sacoși, nu puteam adică să-l scot din picioare.
Și prima care a fost să fac, deodată m-am pus, m-am așezat jos și l-am alăptat. Și între timp nu știu cine a chemat ambulanța, poliția, și deja l-a luat și l-a dus la spital. I-ai urmărit cumva pe el și pe mămica lui după asta? Am un site, pe un site de socializare am găsit mămica și am scris într-o zi salutare, eu am găsit micuța, cum e la voi, și am spus bine, mersi, și nu am mai discutat cu dânsa, nu mai ținem legătura. Era dar, o fetiță? Da, o fetiță, dar văd pozele. O vezi pozele, vezi cum crește. Da. Deja e fetiță destul de mare, are cât, mai mult de 3 anișori? Da, 3 și... N-ai încercat niciodată să o cunoști acum? Aș fi vrut foarte mult să mă întâlnesc, să o văd, dar după poze se vede că m-am mai plecat undeva psihotare. După acel caz din 2016, tema instalării așa-numitor baby box-uri din nou a intrat în discuții. Noi știm chiar despre o petiție online inițiată atunci, cu ce s-a soldat acea inițiativă, vă spun în câteva momente. Dar mai întâi să vedem ce este de fapt un baby box și ce se întâmplă cu singurul sistem de acest fel instalat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Din câte știm noi, la inițiativa lui Ștefan Gațcan, unul dintre cei mai cunoscuți medici de la noi de specialitate obstetrician. Atenție la ecran! Ce înseamnă aceste baby box-uri în sine? Sunt niște încăperi destul de mici, nu este nevoie de spațiu mare, nu sunt în atâta de sofisticate din punct de vedere tehnic. Este deci o fereastră care se găsește la exterior și care comunică cu interiorul, prin care o femeie, deci disperată într-o situație de o decizie deci unicată pentru ea, se apropie, deschide această fereastră pentru ca acest copil, în timp de cât 10 secunde, 20 secunde, o minută, va fi preluat de o echipă medicală. Primul baby box a fost instalat la Chișinău în 2013 la inițiativa directorului de atunci al Institutului Mamei și Copilului, Ștefan Gațcan. Până în prezent, nicio mamă nu a uzat acest serviciu. Непланированный случай, в течение 7 лет, значит, сколько есть этот baby box, непланированный случай. Ну, поэтому, может быть, информация не до всех как бы доходит, недоступна всем, что есть такая возможность, если уж так жизнь сложилась, что такой шаг человек решился, то есть возможность этому ребенку помочь. În cazul dat, deci legislația în vigoare prevede tot, absolut, toate aspectele sau tot mecanismul deci de custodie a acestui copil. Cine trebuie să facă, cum și mai departe. Deci aici nu este nevoie absolut de nimic. În primul rând este necesar de mediatizat acest subiect cu toată responsabilitatea deci din partea mass media. Și a doilea este necesar doar de un ordin de reglementare pe intern. Eu în primul rând vreau să te întreb pe tine, Cristina, dacă tu știai de existența acestui baby box unde puteai practic să-ți lași copilul în siguranță și fără niciun fel de problemă. Nici pe aproape. Prima oară când aud de el și mă uitam la imagine atent. Din afară nici n-ai spune nimic. Eu am născut deci, fetița la Centrul Mamei și Copilului. Zi-mi, te rog, dacă știai despre existența acestui baby box, cum procedai? Cred că era locul în care, la care aveam să apelez. Dar nu este exclus că ar fi instalate și niște camere acolo care te-ar... Și asta e corect. Te-ar filma. Asta te-ar face să te răzgândești? Da, gândurile acestea, da, dar... Adică nu sunt atât de posibil, chiar dacă și sunt. Nu sunt atât de evidențiate ca, spre exemplu, la policlinica numărul 12, unde e exact deasupra capului, unde eu am mers din start. Bine că, Cristina, eu nu îndreptățesc în cazul dat până la urmă, dar bine că nu a ajuns la ideea cea strașnică, hai să spunem, da? Și a recurs măcar la atâta. Dar cu siguranță că să fi știut de baby box, ea posedă intelect, se vede din discuții și din limbajul care îl posedă. Ea îl ducea încolo. Și vreau să spun că toată lumea civilizată se folosește de ele. Peste 12 țări din lume au baby box-uri, dintre care Lituania are 5 în 5 orașe. Și le folosește din 2009. În Rusia ele tot sunt mult. Și se numesc în Rusia geamurile veții.
Exact asta am vrut să zic, da, pentru că se aliază practic viața acestor copii. Și în 6 ani ei au primit prin baby box 76 de copii. Baby box-ul nu este o soluție. Nu soluția, este o soluție? Soluția este prevenirea abandonului. Practic baby box-ul țara care a eșuat în politici de prevenire. Doar aceea e practică baby box-ul. Eu am dat viață la primul băiețel, unde am fost încurajată de toți și susținută de toți. Fetița, eu i-am dat viață conștient, fiind alături de bărbat, care până la urmă totuși s-a făcut alegerea să meargă peste hotare, că lui acolo era mai bine. Așa, am auzit-o pe Cristina, care uite că s-a dovedit a avea încă doi copii. Vreau să vă întreb, în circumstanțele pe care le cunoaștem, riscă eroina noastră să-și piardă copiii? Infracțiune împotriva copilului și ea săvârșit totuși o faptă penală este motiv pentru decădere din drepturi părintești. Doar pentru acest copil sau și pentru ceilalți doi? În privința acestui copil, în primul rând, discutăm. Pentru ceilalți doi, ea n-a săvârșit nicio infracțiune. Este important să demonstreze deja autoritatea care va depune o astfel de acțiune, dacă va depune, că și ceilalți doi copii sunt în risc sau nu sunt îngrijiți așa cum trebuie. Sau că există motive prevăzute de codul familiei pentru decădere din drepturi părintești. Din interviul tău, reiese că unul dintre motivele care te-au făcut să faci acest pas greșit din viața ta ar fi fost cumva a reieși dintr-o relație foarte complicată cu părinții tăi. Da. De ce? Și ai mai pomenit și despre acea traumă psihologică din copilărie, din câte înțeleg psihologică a fost. Da, psihologică, asta a fost startul. Adică, din mic copil, eu eram un exemplu pentru toți. Școală, casă, școală, casă. La 16 ani a fost momentul, adică când adolescența, când fetele se îndrăgostesc, asta e ceva normal. În momentul acela am întâlnit băiatul care posibil nu a fost potrivit, da, dar asta era prima experiență. Eu am avut nevoie de o susținere care nu am avut-o. Adică normal pentru mine, fiindcă nu aveam cer de prieteni și nu eram adaptată pentru o viață, trebuia să mă adresez la mama. Adică, asta e corect, eu s-o cot așa. Și eu am avut nevoie ca să-mi spună doar atât că, dragul mami, asta e ceva normal, dar nu uita că viața continuă. Și pentru un băiat care azi este mâine nu și 16 ani, adică asta e începutul, nu merită să renunți la alte lucruri, spre exemplu studii, care o să-ți fie de folos pe viitor. Eu nu am avut susținerea asta. Deci a pornit totul. Adică eu am renunțat în momentul acela la colegiu, pe îmi dea seama că am făcut un pas greșit. Dar după asta a urmat iarăși un moment când am avut nevoie de susținere, dar de atunci eu auzeam doar atât. Te-am dat la școală ca pe un copil normal, ca tu să înveți și acum mă râde lumea. Asta era. Și am zis la momentul când toți erau dezamăgiți de mine. Eu vreau să-ți spun că noi am discutat cu mama ta și te invit să vedem împreună ce ne-a povestit ea. Ce ați făcut în primul rând când ați recunoscut-o în acele imagini? Am simțit că e un suflet aproape. Ca tot părintele, când află ceva, tot e misudul, e mare mătel. Și fiecare zi scutei în ochii, deși aia că eu am fost o fată bună și am făcut de rușine. Nu vreau să o rănespie. Fica mea, de atât dacă eu, măcar că e socat, eu nu iubea și nu țin la dânsa. Aici se află oamenii care practic i-au salvat viața fiului tău. Știu. Nu știu, poate vrei ceva să le zici. Sigur, aș vrea foarte mult să le mulțumesc, fiindcă clipul cu Victor pot priveam în fiecare zi, în momentul când a apărut. Cum ați putut să lăsați acest bebeluș care l-ați purtat în burtă 9 luni? În momentul când l-am lăsat, mi-am smuls sufletul. Asta e tot. Ești cea mai căutată mamă din țară. Știu. Și ce sentimente îți trezea acest fapt? Nu aveam sentimente, nu aveam emoții, nu aveam suflet. Ai emoții? Nu eram vie. Asta e. Eu știam că cât de mult nu aș dori să recunosc, să-l iau înapoi. Eu nu pot. Ce te gândești să faci în continuare? Acum eu să lupt, fiindcă am făcut o greșeală. Riscă eroina noastră să-și piardă copiii?
infracțiune împotriva copilului și ea a săvârșit totuși o faptă penală, este motiv pentru decădere din drepturi părintești. Din interviul tău, reiese că unul dintre motivele care te-au făcut să faci acest pas greșit din viața ta ar fi fost cumva a reieși dintr-o relație foarte complicată cu părinții tăi. Eu am avut nevoie de o susținere care nu am avut-o. Adică, normal pentru mine, fiindcă nu aveam cer de prieteni și nu eram adaptată pentru o viață, trebuia să mă adresez la mama. Dar de atunci eu auzeam doar atât. Te-am dat la școală ca pe un copil normal, ca tu să înveți și acum râde lumea. Eu vreau să-ți spun că noi am discutat cu mama ta și te invit să vedem împreună ce ne-a povestit ea. Eu n-am avut probleme, niciodată n-am controlat-o ca s-au făcut lecțiile sau nu s-au făcut. Au terminat școala foarte bine. Dar de cum au plecat la școală la Bălți, după ce au împlinit vârsta de 16 ani, toate lucrurile s-au schimbat. Ea nu mai vrea să asculte, îi zicem ceva, îi ascotărască singură. E ca așa s-a îndepărtat. Dar dumneavoastră cum reacționați atunci când ea greșea? Știți, cum ca o mamă, poate să ia vine mintea la loc, ea ca asta să cutim. Ce spuneați? Să mai gândească când faci ceva, că înainte de a face un pas trebuie să te gândești că el o să aibă și consecințe și urmări. Sunteți o mamă așa mai severă? Poate jumate la jumate, da. Ca orice mamă. N-aș permite ca să facă ceva rău, știți? Ca orice mamă, tot vrem ca să fie bine. Dar de câte ori spuneați fetei dumneavoastră că o iubiți în ultima perioadă? Eu i-am spus că eu iubesc pe amândoi. Ca atare e zice că mai mult iubesc băietul. Dar eu iubesc pe amândoi. Mă pur și simplu s-o cătem că e deja deamă mai mare și are copil și se gândește deamă ca și cu mintea mea, cum aș gândi mai eu. Dar de iubită iubesc pe amândoi. Poate că nu s-o găsit o prietenă în mine ca într-o mamă. Știți cum sunt prietene, că se divulg secretele una între alta, să mai spun durerea, dar e... Niciodată nu ne-a spus. Și simte, poate ceva. Eu hotărât de una singură. Aflasem mai un timp mai în urmă, ar putea fi însărcinat. Și am sunat-o și am discutat și eu a zis că nu-i corect. Ei și vorbește lumea, nu-i corect. De asta și niciodată nu am spus nimic și nu am avut susținere, fiindcă de câte ori încercam ceva să-i povestesc, chiar de mic copil. Nu simțeam un răspuns de prieten în ea. Părinții Cristinei au venit astăzi în studioul nostru. Dar, așa cum am zis, am ținut să protejăm această familie, așa că nu le vom divulga identitatea. Părinții Cristinei se află acum în camera secretă și vor discuta cu noi de acolo. În primul și în primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați ajuns astăzi aici. Bănuiesc care ar fi fost motivele și sper foarte mult că cel mai important motiv a fost chiar fiica dumneavoastră și nepotul nou-născut. Dar mai întâi vreau să vă întreb cum ați aflat despre ceea ce s-a întâmplat cu Cristina și în general despre toată această poveste cu abandonul copilului. Am văzut eu mama deja de când au pus polițiștii imagine. Deci ați văzut la știri povestea cu un copilaș abandonat? Da, da. Dar asta cumva nu v-a venit probabil nici în gând că ar putea fi vorba despre chiar nepotul dumneavoastră? Nu. Și abia atunci când ați văzut imaginile publicate de poliție, ați recunoscut-o pe Cristina? Da. Ce ați făcut în primul rând când ați recunoscut-o în acele imagini? Am simțit că e un suflet aproape. Ați încercat să o sunați cumva, să o ajutați? Da. Ați vorbit? Da, am vorbit. Despre ce ați vorbit? Ce ați spus atunci, în acel moment? Am întrebat-o dacă este dreptă. Și ea mi-a spus că nu e dreptă. Nu a vrut să recunoască? Nu. Poate era speriată, nu știu cum să vă spun. Și atunci v-ați liniștit sau cumva ați încercat să mai discutați cu ea, să o faceți să recunoască? Știți ce i-am spus? I-am spus că dacă e vinovată și-i copilul ei, să duc să recunosc și să întorc acasă. Eu nu-mi vinuiesc de ce le-a făcut ei, dar să vie acasă.
Dar soțul dumneavoastră, tatăl Cristinei, vă rog să ne spuneți dumneavoastră cum ați aflat. Tot, la fel ați recunoscut-o pe Cristina în acele imagini? Da, da. Eu deodată încă am zis că nu e. Și pe urmă când s-a uitat soția, ne-arată că ți-am spus că e. Când ne-arată, da, e. Și cum ați reacționat? Ce era în sufletul și în capul dumneavoastră în acel moment? Tot până n-am crezut și am luat și am telefonat-o. Am întrebat-o, zic, Cristina, e drept și lucrul ăsta și arată și pe drept tăticul. Și ce ați crezut, poate? I-ați sugerat să facă ceva sau v-ați pornit voi să faceți ceva în această situație? Să vă implicați? I-am spus că să vii la Chișinău, mămica, dar eu zic că nu trebuie să vii nimeni. Să știți că fiica dumneavoastră ne-a spus mai devreme că una dintre cauzele care ar fi împins-o să facă acest pas greșit cu abandonul copilului ar fi chiar relația foarte, foarte complicată cu voi. S-a simțit și ea, la rândul ei, cumva abandonată de voi la un moment dat. Atunci când s-a rupt această relație dintre ea și părinții ei, adică dumneavoastră. Și vreau să știu cum ați putea comentați aceste declarații. Probabil că niciun părinte nu ar vrea să audă așa ceva. Nu știu, din părerea mea, cât și-a fost antelefonat-o, e, ba nu răspunde, ba asta, nu știu, relații, ca tot părintele, când află ceva, tot e mei sudul, e mare mătel. Eu știu și de la părinții mie, dacă facem ceva, tot mă sudui eu. Trebuie să pun capul în jos, tac. Dar este adevărat că cumva ați încercat să-i sugerați să nu mai nască atâția copii atâta timp cât nu poate avea grijă de ei, că este foarte greu, mai ales în condițiile în care, din câte am înțeles eu, pe copilul ei mai mare îl creșteți chiar voi acum. Da. Este adevărat? Pentru că aici, da. Cristina, în studioul nostru, a declarat că atunci când ați fi aflat despre a treia ei sarcină, chiar dumneavoastră, mama, da. I-ați spus la telefon că dacă se poate, oprește-te. Da, a fost corect. Aceasta a fost reacția dumneavoastră la sarcină? Da. De atâta că eu trebuie să aflu din toate chestiile astea de la persoane străine. Nu însuși, de la dânsa. Eu aș vrea să vă dau dumneavoastră o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră niciodată nu v-ați întrebat de ce fiica nu vede în dumneavoastră o prietenă și de ce fiica a evitat și a ascuns faptul să vă spui că este însărcinată? Și de ce am avut la dumneavoastră permanent faptul, cuvântul greșeală, suduială, a plecat capul lui în jos și alt cuvinte, nu susținere, grijă, jale, milă, dar viceversa? Da, e că tata are emoții deja, cu toate că el o susținut-o mai tare ca mama. De asta. Poate eu și-am fost vinovată în unele cazuri, da. Eu... Deci relația Cristinei cu tăticul a fost una mai apropiată, da, decât cu dumneavoastră, asta, da, vreți să ne, da, spuneți. Asta eu o spun. Și anume așa, credeți, da, că se explică plecarea tăticului, da, acum din... Asta și tata e foarte dureros. Deci Cristina n-a menționat niciodată în procesul de consiliere că tata ar fi vinovat pentru starea ei. Deci n-a menționat absolut niciodată. Deci, de fapt, este primul caz din cariera mea profesională în care clientul mă roagă să divulgă anumite detalii despre viața ei personală. Și iată multe lucruri pe care eu poate le voi spune în continuare, sunt cele care vizează anume relația directă cu mama. Deci ea s-a simțit tot timpul abandonată, comparată, s-a simțit mai inferioară față de fratele ei și față de alți copii și a crescut cu un sentiment de vină și de traumă, deci are o traumă pe care ea nu poate depăși. Deci ea consideră că ar putea da și o dată concretă din momentul în care viața ei a luat un sens invers. Deci ea zice, în momentul în care am pierdut-o pe bunica cu care locuiam în aceeași casă și unde găseam suport și dragoste, eu am pierdut totul. Îl mai am pe tata și cam atât. Cumva aceste lacrime ale mamei tale, plângeți amândouă acum. Doamna Natalia, poți să intervin eu? Chiar vă rog. Știți, eu o să țin bătaia asta până la capăt.
dar în fața ei eu își iar iertare. Poate că unde am greșit și n-am educat-o așa cum trebuie. Dar eu știi în situația în familia noastră, că nici mama mea nu-mi dă voie nicăieri să mă duc. Eu știi destul de bine că am crescut cu bunica și noi când am fost peste hotare. El tot m-a sunat și îmi spune, mama, mă bune, nu-i de voie nicăieri să mă duc, mă ține acasă. Avem și băițel. Ce putem să fac eu? Eu vă văd atât de emoționate acum, parcă ea. Știți, s-a rupt digul și au ieșit toate emoțiile dintre voi două. Bănuiesc că nu v-ați văzut și nu v-ați vorbit de foarte mult timp, uite, atât de sincer cum se întâmplă acum în acest studio. Cristina, uite, eu îți propun chiar imediat, în acest moment, dacă vrei acum să mergi la mama ta în camera noastră secretă și... Posibil o să rănesc acum prin fraza asta, dar eu vreau să o văd pe tata. Deci cu mama deocamdată nu. Eu sunt gata să văd. Vreau să-l văd pe tata. Mie mă afectează foarte mult sentimentele lui. Printre ce trece el acum. Eu te înțeleg. O să te vezi foarte curând cu tăticul tău, pentru că el nu a plecat nicăieri, el vă așteaptă pe ambele, chiar dacă nu va reveni în camera secretă, din câte îmi dau seama. Totuși, cu toate criticile pe care le-am auzit la adresa dumneavoastră din partea fetiței dumneavoastră, a Cristinei, știu că voi îl creșteți pe nepotul dumneavoastră. Da. Practic, copilul ei. Da. Cum s-a întâmplat asta? Și știți, nu vreau să o rănesc pe fica mea, de atât dacă eu, măcar că e socatic, eu nu o iubesc și nu țin la dânsa. Dacă i-am dat viață, înseamnă că eu o iubesc și țin la dânsa. De și primele lacrimi au fost când am aflat că am o fetiță. Au fost lacrimi de bucurie. Oh, unul nevorbite. Dar greșeala mea am să-mi o recuperez crescându-l. De atâta că... Totuși, vă recunoașteți că a fost o greșeală? Da. Eu o recunosc. Cu ceva ați greșit în fața Cristinei? Poate am greșit. Ori nu am educat-o, ori nu i-am dat tot ce a vrut. Dar pe unele locuri eu s-o cot că ca o mamă eu am vrut. Dar dacă ies s-o îndepărtat de când a plecat la școală, mai departe, eu a plecat la vârsta de 15 ani jumate. A fost hotărârea ei să plece, am discutat pe tema asta, eu a hotărât să plece mai departe, am fost foarte bucuroasă, eu a fost o fetiță foarte bună, cu note bune. Eu vreau să vă întreb acum, după tot ce s-a întâmplat și ce s-a spus inclusiv în acest platou, vă doriți să vă ajutați fiica? Da, noi chiar și atunci i-am spus, gata, și a fost, uite, se întâmplă în viață, mai greșim, mai... Dar uităm și ieși-ți, recuperează copilul și întoarce-te acasă. E categoric, nu vrei să întoarcă acasă. Știți eu însă o ajut. Eu însă o ajut. Dacă îți trebuiască, eu însă iau șansă. Știți cum? Nu știm cum o să fie consecințele mai departe. Dar eu însă o ajut. Așa cum și o ajut cu a... Vrea Cristina ceva să vă spună. Da, eu știu exact ce vrei în să spui. Moment. Eu ce știu replica ei. Vreau să răspund mamila. Ce spune acum? Mama... Eu am avut nevoie de ajutorul tău la 16 ani, nu acum. Atunci a fost începutul. Dar la 16 ani, unde ai fost tu? O trecut peste greșeala mea, adică peste faptul că eu am plecat de la colegiu, da? L-am părăsit fără ca să-l termin. Dar tu în fiecare zi îmi spuneai că mă râdea lumea că tu ai învățat, dar mu și din tine. Eu ți-am spus odată asta, când a fost de la bun deși început. Deși tu atunci n-ai putut să mă susții, deși fiecare zi scutei în ochii, deși că eu am fost o fată bună și am făcut de rușine, că ți-ai rușine față de oameni. Tu ai trăit cu rușine față de oameni, tu nu te-ai gândit la ce ești eu sunt eu. Și permanent, băietul meu, măcar tu să nu faci pe mama de rușine. Adă-ți aminte cuvintele este. De câte ori ne-ai spus că mă iubești? Păi mămica a recunoscut vina ei. Cristina, a recunoscut, haideți, nu, Cristina, nu mai... mă scuzați, bunica, omule. Bunica, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră da. Ați dori ca nepoțelul să vină acasă la dumneavoastră? Da, sigur. Cum și-a fost primită și fata de-a doua, așa și pe ăsta de-a treilea. Numai păcat că băițelul lui mai mare doarme. Deci, ca să înțeleg, doamnă, în acest moment, dumneavoastră, cumva ne declarați că ați fi gata să luați copilul Cristinei și să-l creșteți dumneavoastră așa da. Cum faceți și cu da. Primul nepoțel de la ea. Și cred că tot o să mă numească mamă, că așa este primul.
El de când ce ar trebui să vă numească mamă? Pentru că are o mamă. El știe destul de bine. El când a pășit pragul la mine acasă, el știe situația. Unii l-au dus și unii l-au lăsat. Credeți că mai este loc de împăcare? Am să o întreb pe mămica mai întâi. Da. Pentru ce, mine este ce ați vrea să faceți? Ce ați putea să faceți pentru o împăcare? În afară de o iertare. O îmbrățișare, da. Eu nu numai că s-o îmbrățișez, dar poți să vii să fie alături, dar ei niciodată n-a să vii. Ei nu spus-o în față că el nu mă poate ierta pentru cele și am făcut eu. Dar eu totuși în sufletul meu și în fața oamenilor o iert. Și în fața lui Dumnezeu eu o iert. Dar tu, Cristina, cât de pregătită ești să-ți ierți? Încă nu a venit timpul. Încă nu sunt gata să o iert. Pur și simplu, eu nu pot spune că eu n-am iubit mama. Și eu tot ce am făcut și tot, anume referitor la băiețel, tot la ce am mers, a fost doar ca să o protejez din nou de gura lumii. Rămâne să găsești probabil puterea să o ierți pe mama ta pentru... Eu adică să mă iubească pe mine. Nu se fie frică. Eu nu în zadar am întrebat-o pe mămica Cristinei dacă ar fi gata să, să-l ia și pe cel de-al doilea nepot al lor și să-l crească. Dar întâi de toate, haideți să clarificăm situația cu acest copilaș. Dacă are șanse, în general, să se întoarcă în familia lui biologică și în ce condiții? Chiar dacă mămica a săvârșit anumite fapte rea împotriva acestui copil, important este să se răzgândească și să se răzgândească corect, sincer. Și atunci autoritățile ar putea să întoarcă copilul, mai acum eu cred că este prematur să fie întors copilul mamei. Mămica are nevoie de multă consiliere și psihologică și anumite momente și este important ca Cristina să-și ierte mama, pentru că mama dorește un păcare și iată, este un, mama ei este un sprijin pentru ea și pentru copilul ei nou născut acum și pentru copilașii care, iată, îi crește bunicuța. La moment, cred eu că ar fi benefic în privința acestui copilaș să fie instituită o tutelă temporară a buneilor. Astfel, copilașul revine în familia extinsă, în familia biologică, ca ulterior mămica, în orice moment această tutelă temporară se încetează și mama, în momentul în care demonstrează că este o mamă bună, este o mamă grijulie, va fi mamă pentru copil și reprezentant legal. V-ar conveni, să zicem așa, acest scenariu? Vă întreb pe ambele, mămica și Cristina. Da, eu merg până la urmă. Deci vă doriți mai degrabă să-l luați la voi acasă decât să-l lăsați în grijă statului, chiar și temporar. Da, da. Cristina, și pe tine te-ar satisface acest scenariu? Ca... Da, asta e prima oară când eu din suflet vreau să-i mulțumesc mamei că a renunțat la frica de ce o să spună lumea în sat. Și în sfârșit face un gest pentru mine. Dar am mai făcut un gest pentru tine. Îți crește primul copil, Cristina. Trebuie să recunoaștem acest fapt. Asta e cea mai mare dragoste a tatălui meu. E primul nepoțel, el își vede sufletul în el. Dar asta nu diminuează rolul mamei tale în... Credeți-mă, foarte mult. În educația acestui copil. Cristina, eu vreau să-ți dau un sfat. Să știi că viața este un bumerang. E bumerang. Și acum, cum la momentul ăsta tu încă nu ești decis să o ierți pe mama, ar să ajungă momentul când copilul este abandonat de tine, pe un moment, da? Abandonat. Nu se poate ierta pe tine. Mulțumesc, doamnă. Crede-mă. Mulțumesc. De atâta, rupe gheața. Rupe-o. Pentru că acum pasul e după tine. Mama l-a făcut deja. Următorul pas e al tău. Весь день ты нам всю передачу нам говорила о том, что тебе не нравится, что тебя окружающие осуждали. И в этом ты осуждаешь маму. Да ты маму свою приговариваешь. Тебе, ты не хочешь, чтобы тебя осуждали, а ты маме своей не можешь простить. Ты ее приговариваешь на самом деле. Жизнь такая короткая. Посмотри, какое счастье. У тебя родился еще мальчик. С мамой помирись. Она также тебя рожала в муках, она также тебя воспитывала. С мамой помирись, живите нормально. Atunci când vrei ca cineva să nu te judece, vrei ca cineva să nu te blameze și să te înțeleagă, pur și simplu sufletești să te înțeleagă, începi de la tine.
încearcă să nu judeci, încearcă să nu blamezi și doar înțelege, sufletește. Atunci vei fi înțeles. Doresc Cristinei să nu se împotmolească în aceste traume, în acest trecut, pentru că în modul acesta nu o să vadă ce este în viitor. Viitorul ei poate fi unul bun. Cred că Cristina ar fi totuși util, așa cum da, te aștept și tu la un respect din partea copilor tăi, să îngropați secuie războiului între voi, să încercați totuși să faceți acest triunghi nepoți, mamă, bunici, ca să fiți o familie fericită și până la urmă cred că lucrurile se vor normaliza. În pofida tuturor circumstanțelor, Cristina are partea divină a ei, urmează să conștientizeze aceste momente, susținerea urmează să fie din partea societății și din partea autorităților și din partea celor dragi, însă schimbarea urmează să pornească de la Cristina. Și atunci eu cred că lucrurile vor merge bine și copilașii vor fi lângă ea, chiar pentru toate mămicile, pentru toate mămicile care au născut și care urmează să nască. Indiferent de circumstanțe în care sunt ele, copilul este mai presus de toate. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe ce dragi. Reu alături.